Am revenit, oameni buni, la emisiunea noastră. Povestim imediat de Survivor. Iată, aici este pregătită echipa. Coleguța noastră, Alexandra Go, coleguțul Cristi Mitrea. A venit prietena noastră, soția lui Jorge, care Ramona este hotărâtă să îl apere. Și bineînțeles, Camara. Băi, nene, cum ai fost, mă, nene, la emisiune? Nu înțeleg. Cum am ajuns? Foarte frumos. Adică te-au lăsat să intri? Au fost, da, pe, cu toiagul. Am înțeles, deci cu toiagul. Cine stă în fața mea? Hai că povestim imediat și de tâmpenile care a apărut prin ziare, cum că, iată, Camara nu este la Survivor pentru că Măruță nu l-a lăsat să se ducă la Survivor. Așa, pe bune? Da. Oameni, da, știi că erau, mie plăcea că a apărut articolele astea prin ziare, dar se găseau tot felul de oameni care îți comentez, făceau, sigur așa e, săracu Camara. Cum a oprit cineva pe stradă, îți povestim? Da? Da? Hai că povestim imediat. Asta ca să știți, oameni buni, când citiți ziarele, cum trebuie să le citiți. Cu atenție, adică. Iar până un alta, să mergem la prietena noastră Cleopatra, care iată ce frumos ne așteaptă aici. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua și bine te-am regăsit. Cleopatra, ce se întâmplă de aici singură? De obicei, în ultima perioadă, erai cu jumătatea ta pe canapea. Ei, astăzi am venit să vă cânt cu noua, să vă cânt noua mea piesă și ar fi venit și jumătatea mea, așa cum zici, da, tot, doar că are treabă. Și nu e nici în spatele camerelor de filmat? Nu, astăzi nu. Astăzi chiar, asta chiar e o premieră, pentru că știu că... Dar se gândește la mine non-stop. Și sper că acum se uită, da? Mai mult ca te sigur, pupăm, da. Te pupăm, Eduard, te pupăm și mă bucur mult că ești aici. Ia, te rog frumos. Și eu mă bucur. Ce e aici? Un ce da e? Sau un nu, pentru că am zis că astăzi vrem să te cunoaștem mai bine și vrem să aflăm mai multe despre tine. Dar întâi de toate spunem cum ai început anul, ca să începem așa ușor. Cu dreptul. Deci am început bine? Și cu forțe proaspete și cu dorințe pe care vreau să le îndeplinesc și cu planuri mărețe, așa că tot ce pot să-mi doresc este să fie așa cum trebuie. Foarte bine. Care sunt primele trei lucruri pe care ți le dorești anul ăsta? Și nu vine să cred că deja vorbim cu luna trecut din anul ăsta, adică ianuarie da, s-a dus, deci păi nu vine să cred. Aproape gata, ce să mai. Păi, în primul rând îmi doresc să fiu sănătoasă și eu și familia mea, că e cel mai important lucru. Asta e clar. Să am cât mai multe proiecte, proiecte pe care le-am pregătit deja, iar această piesă este primul din anul ăsta. Și mi-aș dori să am posibilitatea să călătoresc, așa cum am călătorit și anul trecut. Poate chiar și mai mult. Perfect, că să fie într-un ceas bun, eu sper să ți se îndeplinească toate lucrurile, să reușești. Și acum trecem la un set de întrebări. Înainte să, iartă-mă, înainte să începem setul de întrebări, vorbind despre planuri și de sărbătorile anului acesta, vreau să zic că o chestie foarte interesantă. În 2020, când am împlinit 18 ani, da, înainte de majoratul meu, am venit aici la tine. Da. Și am sărbătorit împreună. Da. Anul ăsta, în 2024, o să vin cu un alt majorat. Este majoratul piesei Ghiță. Bă, ești nebun. Ghiță. Se fac 18 ani de la lansarea piesei, așa că în august. Și îl sărbătorim? Eu zic că da. Mai ții minte în Buftea când ți-a făcut la un dat rochiță și geamantan cum aveai cu Ghiță? Da, da, da. Păi asta dar știi e... ce? Poate faci un remix și faci o chestie. Ghiță 2024. Mă gândeam și la asta. M-am gândit la mai multe forme îl de a sărbători. Ghiță pe trep. Da, bine, Ghiță al meu are 27, face anul ăsta, dar... Dar nu contează, îl bagi un pic pe trep, așa. Cel mic, da, face 18 ani, deci, wow! Super. Foarte tare. Bun, haideți să vedem, oameni buni, o piesă pe care cu toată România am încântat-o. Mi-ar plăcea mult să-i faci un remix sau să se întâmple ceva cu ea, ar fi da, chiar uite, foarte tare. Am un plan și asta, dar nu știam când să o lansez. Da, uite că ai dreptate, poate adică anul ăsta e păcat, cel știu, mai bun moment. Îl faci pe Ghiță hip-hopper, trapper, rocker, dar să-i faci ceva, adică să-l aduci în 2024, cred că l-ar cânta toată lumea. Da, așa e. Ia să uite. Știi că ar fi o idee bună. Da. Face majoratul cu o piesă. Foarte bine. Da. Perfect, auzi-l pe Ghiță cum e pe fundal pe acolo. Ia zi. Pentru Ghiță, da. Bun, Ciucă, mulțumim mult de tot pentru fundalul care muzical. Sunt... Să trecem la întrebările noastre pentru a o cunoaște și mai bine pe Cleopatra. Cleopatra, mergem pe sinceritate maximă, te rog frumos, da, pe sinceritate maximă, pentru că avem un detector în camera de filmat cu numărul 4, cea care te filmează, care ne va spune dacă spui adevărul sau nu spui adevărul. Prima întrebare este, am fost invidioasă pe succesul unei colege de breaslă, vreodată? Nu. Nu. Niciodată? Niciodată. Niciodată. Nu. Fiecare are drumul lui, fiecare are zona lui și de ce să... Eu mai bine văd de treaba mea. Că... Asta zic și eu, e cel mai sănătos. Am primit ceva gratis de la piață pentru că m-a recunoscut vânzătorul? Da, cred că da, când eram mai mică.
Păi acum nu? De la magazin. Cred că niște bomboane. Foarte frumos, bravo. Deci, iată, e bine. Următoarea întrebare. Am omis să-i spun adevărul soțului pentru a evita o ceartă? Da sau nu? Niciodată. Adică... Știi, dar noi nu ne certăm. Păi nu știi asta? Că noi nu ne certăm. Câteodată? Nu, niciodată. Noi discutăm. Sau în condiții de stres? Niciodată, nu. Tu, noi vorbim. Dacă la America v-ați mai certat acolo? Nu. Era discuția doar fight-ul pentru câștig. Bun, mergem mai departe. Ai fost vreodată confundată cu altă vedetă, da sau nu? Nu. Ochelarii, ochelarii te țin departe. Mă țin, da. De astfel de confuzii. Ai întârziat vreodată la vreun spectacol, da sau nu? Nu, sunt punctuală. Chiar ajung, prefer să ajung mai devreme. Bravo. Ai uitat vreodată de ziua de naștere a unui apropiat din familie? Apropiat. Adică mă refer mamă, tată, frate, soț. Doamne ferește. Dar eu cu memoria mea cum să uit așa ceva? Deci memoria foarte bună, nu uităm nimic. Ai bârfit vreodată vreo colegă și ai fost prinsă? Niciodată. Dar ai bârfit vreo colegă și nu, nici n-am fost prinsă, nici n-am bârfit. Doamne sfinte. Dar sunt cinstită. Tu, da, eu te întreb acum. Ai avut vreodată cont pe aplicațiile de dating? E o întrebare care, iartă-mă, dar e o întrebare care vine de la cercetătorii britanici cap-coadă, știi? Adică, nu. Nu, nici n-am avut un iubit până la Edi. Deci l-am întâlnit pe Edi în, nu știu, datorită universului, dacă vrei. Datorită dorinței tale de a dorinței avea mele, un om așa fain lângă tine. Bun, păi cam acestea au fost întrebările. Mai sunt unele care cu siguranță nu și-au loc în discuția noastră, dar gata, am făcut testul. Super, deci? Deci e foarte bine, să știi. Treci la 100%. Ești foarte bine. Mulțumesc. Bun, zi-ne ce piesă. Piesa se numește Mai îndrăgostit. Da. Și este o declarație de dragoste în muzică și cred că este cea mai frumoasă formă prin care poți să îi spui cuiva că îl iubești. Asta e o piesă compusă de tine? Este compusă mai mult de Edi, de soțul meu. Am contribuit și eu la versuri. Produsă tot de el. Este o piesă făcută în familie. A fost piesa lui. El s-a gândit să o facă pentru el, dar mie mi-a plăcut și mi-a dat-o. Iar videoclipul superb este realizat și filmat de Silviu Mândro, care îi mulțumesc din suflet, lansată de Chet și acum în premieră cântată la tine. Eu mi se pare foarte frumos, avem piese în premieră, să începem anul bine, Cleopatra Tratan, căutați-o pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, peste tot, să-i transmit salutări lui Edi și cu cea mai mare plăcere oricând te așteptăm la emisiune. Mulțumesc și să-l aducem frumos pe Ghița și să-l sărbătorim, bine? Neapărat, neapărat. Perfect. Uite, anul ăsta e cea mai bună ocazie. Așa și este. La mulți ani încă o dată și pentru familia ta. Mulțumesc și pentru frumos. Pavel, dacă se uită acum din Republica Moldova. Sigur că da. La emisiune. Mulțumim, Cleopatra, ne cântă, iar apoi revenim aici la discuțiile noastre despre Survivor 2024 All Stars.